Gazmetan și-a prezentat astăzi noile transferuri pentru sezonul 2021-2022. Astfel, în noua ediție de campionat vor juca pentru Mediaș Mihai Dobrescu, fundaș de la Academia Clinceni, Ioan Filip, mijlocaș de la Universitatea Cluj, Ramon Gașpar, mijlocaș de la Cork City, Răzvan Grădinaru, mijlocaș de la Farul Constanța, Cristian Irobizo, atacant de la Varzim din Liga 2 din Portugalia, Felix Mataus, fundaș de la Academico Viseu, Liga 2 portugheză, Mihai Alexandru, mijlocaș de la FCSB 2, Diogo Izata, mijlocaș de la Vila Franchense din Liga 2 portugheză, Patricio Patricardi, fundaș de la FC Hermannstadt și Paul Pațurcă, mijlocaș de la Gloria Buzău. Tomaș Smola a revenit după împrumutul din Cehia, iar Ismael Canda, Raul Hăjmășan, Dragoș Iancu și Cristian Avram, care au făcut parte din lotul echipei secunde, sunt acum în lotul echipei mari. M-au fost singurii care m-au dorit cu adevărat. Sunt bucuros că sunt aici și sper ca mâine să reușim să aducem primele 3 puncte în acest sezon. Personal ai apucat să te acomodezi cu echipa, cu orașul, cu băieții? Da, ușor ne începem să ne cunoaștem. Deja am 2 săptămâni, îi cunosc pe toți pe nume, deci ușor ne acomodăm unii cu ceilalți. Ce te-a determinat să alegi să vii la Gazmetan? Îl știam pe domnul Teja, am vorbit cu dânsul încă de când erau la Viitorul și cred că asta a contat foarte mult pentru mine, că era domnul Teja, știam cum lucrează și știam că e un colectiv bun și de aceea am venit. Sunt de o lună de zile în cadrul echipei. Gândurile sunt mari pentru moment. Vrem să facem un început de campionat foarte bun și depinde cum merge toată treaba și de ce nu să prindem și play-off.